Bună ziua, dragilor! Astăzi vă invit să vedem o nouă transformare împreună cu echipa mea. Bună, eu sunt Bună, Teddy. Gabriela. Ce facem astăzi? Un bob cu o culoare la alegerea ta. La alegerea mea, da. O să mergem pe un blond mai deschis și o să facem câteva accente colorate în trendul 2020. Niște culori mai vii, un albastru, un verde, aici colo, ca să punem în evidență și ochii și tenul. O să încercăm nuanța de bază să facem un pic mai deschis și mai rece, să se avantajeze și sper să fie tot ok. Pentru Gabriela am ales un machiaj care să îi pună în evidență trăsăturile, spun eu, de păpușă. Este foarte frumoasă, are niște ochi absolut superbi și nu am vrut să îi acopăr frumusețea cu machiaj, ci doar să-i accentuez ce are ea mai frumos. În nuanța părului, care este perlată, m-a inspirat să aleg pentru Gabriela un look baby doll. Ea arată ca o păpușică și atunci am ales să-i pun în evidență ochii cu ajutorul extensiilor de gene. La fel, la sprâncene am umblat foarte puțin. Sprâncenele Gabrielei arată foarte bine în mod natural. Eu nu am făcut altceva decât să le echilibrez. Atât. În rest, sunt extrem de aerate. Astăzi pentru Gabriela am optat pentru un blond cu nuanțe si de fi și cu mici accente acvamarine aflate în tendințele anului. Gabriela este o fire creativă, iar noul său look vorbește în detaliu despre acest aspect, de la hairstyle, la machiaj, la ținută, totul este despre culoare și despre multă personalitate. Mă simt super bine deoarece ținuta reprezintă oarecum și felul meu de a fi, e destul de casual, în același timp și elegantă și creativă. Dacă știu că tu ești într-o zonă creativă, că ai un business în zona creativă și practic cu toată culoarea și cu toate elementele acestea complexe, eclectice, de ce nu, sunt cumva parte din tine, nu? Este în binarea perfectă și între look și între ținută și între felul de a fi. Cel mai minunat! My lips never